În capitală, de exemplu, există doar o piscină la 70.000 de copii. Ce trebuie să avem făcut? O campanie care să adune bani pentru o bazină, pentru toți copiii. Fosta campioană olimpică la not, Camelia Potec, va depune la guvern un proiect pentru construcția de bazine în toată țara. Președinta Federației Române de Natație speră ca din toamnă, acolo unde se poate, notul să devină materie obligatorie pentru elevi. Trebuie bazine de 25 de metri, un proiect care va fi adus către dumneavoastră într-un anul acesta, într-un timp cât mai scurt. Să ne uităm și ce au făcut vecinii noștri, să ne uităm că notul a fost prioritate națională în majoritatea țărilor din Europa. Beneficiile pentru copii sunt uriașe, spun antrenorii. Îi ajută pentru o dezvoltare frumoasă, armonioasă, fair play-ul, sănătatea, bineînțeles, care e pe primul plan, cresc frumoși și sănătoși. Inițiativa Camiliei Potec este susținută și de președintele Parlamentului European, care îndeamnă România să acceseze fonduri europene pentru proiect.